Sincer, cred că niciunul din voi nu ați așteptat să vorbesc în română. Dar astăzi o să vorbim despre virusul ăsta care tot circulă în toată lumea și în toată țara noastră. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Emma. Astăzi o să vorbim despre grow of a global pandemic. A huge spike in cases in Italy. Hundreds of cases in South Korea. New cases reported in Europe. The CDC warned Americans to be prepared here at home that it's not a matter of if, but when. Yes, the coronavirus. 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 N-am crezut că o să ajung să fac videoul ăsta, dar azi dimineața am vorbit cu cineva la telefon și am auzit niște chestii atât de nașpa, încât am zis, bă, nu se mai poate, trebuie să vorbesc cu voi despre chestia asta, pentru că este absolut strigător la cer și este deja enervant, cel puțin pentru mine și știu că și pentru câțiva dintre voi, este foarte enervant ce se întâmplă. Și anume, președintele, ambulanța, jandarmii, cei de la ambulanță, nu ambulanța, medicii, și așa mai departe, au spus clar, băi, oameni buni, nu mergeți afară din casă decât, sau nu ieșiți afară din casă decât dacă aveți nevoie de medicamente, produse alimentare, dacă, în caz că nu mai ai, nu că te duci tu să-ți iei shaorma sau mai știu eu ce, necesitate, strict necesitate. Nu vă duceți, nu vă îmbulziți în magazine, unul deodată, dacă aveți nevoie de ceva, nu mergeți toată familia, doar câte unul. Bun. Până aici e clar, da? Cred că fiecare dintre voi ați înțeles chestia asta. Și după urmează partea și mai faină. Lumea s-a crezut mai șmecheră, cum se cred majoritatea oamenilor din ziua de azi, mai șmecheră decât sistemul, mai șmecheră decât polițiștii și mai șmecher decât legea. Și atunci zic, de ce să nu mințim de unde venim? De ce să nu fentăm noi cumva sistemul și să facem să fie bine? Să facem ca și cum nici măcar n-am venit din Germania, din Spania, din Italia, din locurile care au fost afectate cu virusul ăsta. Și de aici o pleca tot. Oamenii vin ilegal în țară, oamenii încep și mint de unde au venit și automat virusul ăsta se răspândește mai repede ca o vorbă din sat. Deci, mai repede. Și pe lângă chestia asta, după cât că s-o declară stare de urgență și, sincer, nu știu ce înseamnă starea asta de urgență, știu că a mai fost o singură dată declarată în România, o singură dată și în rest deloc. Dar bă, starea asta de urgență pentru mine înseamnă ceva. Înseamnă că nu mai am libertate să fac ce vreau eu. Nu înseamnă că mă duc acum și îmi iau viața în mâini și zic, bă, ce-o fi, o fi, mă duc. Nu. Înseamnă că trebuie să respect ce mi se spune. Dacă domn președinte Klaus Iohannis o zis că, bă, stați în casă, evitați locurile publice, evitați contactul cu alte persoane, înseamnă că eu mă duc să fac cumpărături, că așa îmi place mie, înseamnă că trebuie să mă duc la mall, înseamnă că încă mai trebuie să mă duc la terase, să-mi beau cafeluța, că nu pot să o beau acasă, și înseamnă că trebuie să ies afară, că eu nu pot sta închis în casă, nu? Asta înseamnă. Nu, oameni buni, înseamnă să stai pe fundul tău acasă, înseamnă să faci ce ai zis că n-ai avut timp să faci, să-ți iei o carte, să citești, să te pui să faci workout, care l-ai vrut tu și zici că, bă, n-am timp, că am lucru, am facultate, n-am timp. Asta înseamnă că stai acasă zilele astea, îți iei un concediu, dormi mai mult, te uiți la serialul tău preferat, ce vrei tu, dar nu ieși pe ușa aia decât dacă ai nevoie. Pentru că, oameni buni, președintele nostru drag, domn Klaus Iohannis, a zis chestiile astea cu un motiv. Nu le-o zis așa, bă, dacă vreți stați în casă, dacă nu, nu o zis, stați în casă, izolare completă. Dacă vreți să știți ce înseamnă aia și încă nu știți, dragii mei, mergeți pe
Dex Online. O să las linkul în descriere și vedeți ce înseamnă izolare completă. Nu, deci eu când intru pe Instagram sau pe Facebook, nu, eu trebuie să văd. Sau pe Snapchat, eu trebuie să văd terase, poze cu cafeaua, poze cu unghii, poze că, oh, am ieșit din pijamale și m-am dus la o plimbare, nu știu ce cafenea. Nu, de ce nu se poate respecta o chestie simplă? Și eu știu, de câte ori m-am plâns, bă, nu mai vreau facultate, nu mai vreau lucru, nu mai vreau, vreau să stau acasă. Când e de mers la lucru sau de mers la facultate, toată lumea lipsește, toată lumea stă acasă că e fain și că vor să doarmă. Acum, când trebuie să stai acasă, fix pe ușă, da, fix pe ușă, știi cum? S-o dus. Nimic. Nimic. Și asta pe mine mă doare. Bă, pe mine mă lovește la cerebel. Deci eu nu înțeleg chestia asta, pur și simplu. Și mi se pare o porcărie. Și altă chestie, și mai ipocrită. Adică eu, ca om și ca cetățean român, după ce am primit toate informațiile necesare ca eu să pot să fiu în siguranță la mine în casă, eu fac asta. Eu ies, mă duc în lume, dau mâna, îmbrățișez, pup pe toată lumea, că așa se face, nu? Și după, dacă mă îmbolnăvesc cu virusul ăsta, pe cine dau eu vina? Pe cine? Mă leg de Dumnezeu, că vai, că Dumnezeu e rău, că nu-i drept, că... Și altele. Dăm vina pe Dumnezeu. Și mulți fac chestia asta. Că Dumnezeu nu-i bun, că de ce mie, că de ce nu știu ce, că las că Domnul să mă păzească. Da, Domnul te păzește și te ajută dacă tu îți folosești și s-o dat El, adică mintea. Folosește-o în așa fel încât să-ți dai seama că nu trebuie să pleci de acasă și în așa fel încât să-ți dai seama că e mai bine să stai înăuntru decât să ieși afară. Că dacă Domnul o zis că te protejează, nu înseamnă că trebuie să te duci în cura leului. Înseamnă să îți faci tu treaba și să stai acasă. Stai la tine în pat frumos, bea-ți cafeluța acasă, că poți să o bei liniștită și nici nu te costă. E mult mai bună și nici nu afectezi pe nimeni. Deci vă rog din toată inima, nu mai ieșiți din casă. Nu mai ieșiți din casă și dacă v-ați simțit vinovați sau, nu neapărat vinovați, dar dacă v-ați putut regăsi în tot ce am spus eu de aici, înseamnă că ceva nu faceți bine și înseamnă că ar trebui să vă revizuiți toată agenda de mâine și să tăiați cafeluță, tăiat făcutul unghiilor, tăiat nu știu ce, tăiați tot și puneți doar stau în casă. Eu de o săptămână stau în casă, n-am mai ieșit deloc. Eu pe toată lumea, dar nu vii pe afară, dar nu vii prin centru, dar nu vii nu știu unde. Eu îi înțeleg pe ăștia care lucrează, care dacă nu merg la lucru îi dau afară. Dar ăia sunt nevoiți. Tu ce nevoi ai? De ce trebuie să mergi să-ți faci unghiile? Le vezi? N-am murit încă. Nu am murit. Nu trebuie să mergi la salon, să-ți umpli genuțele, nu trebuie să mergi nici unde. Stai acasă. Că tamar acum trebuie să mergi undeva când s-o declară stare de urgență și când trebuie să stăm toată lumea închiși în casă. Acum vrei să mergi tu la cafea, că până acum n-ai avut timp, nu? Ziceți și voi, bune, o să creeze multă, multe vorbe, multe, deja mi-am auzit câteva chestii, că am spus asta, am dat share și la o postare pe Facebook, în caz că n-ați văzut și pe Instagram am pus la ce am postat și mi-am auzit vorbe după, că îmi scriveau în privat sau mai știu eu ce, deci am dreptate, nu puteți să-mi spuneți când am dreptate. Pentru că eu vă transmit ce vă transmit medicii, polițiștii, președintele, dacă nu poți să asculți de la un președinte, de la maică ta și la taică tu înțeleg, dar de la un președinte, cine vrei să vină să-ți spune să stai în casă? Cine? Chiar nu știu cine. Deci dacă nu poți să asculți chestie, să stai acasă, înseamnă că ai o problemă. Da, am mai spus. Medicamente e ok. Să te duci să-ți iei alimente, că nu mai ai, că mor de foame. Da, e ok. Dar nu să te duci să te plimbi tu pe nu știu unde, în locuri publice, să te duci să te întâlnești cu nu știu cine, că nu ai mai văzut de un secol.
nu-i timpul pentru asta acum. Și prin simplu fapt că nimeni nu ascultă ce îi se spune, se răspândește și mai repede virusul, mor și mai mulți oameni. Deci lumea nu știe să asculte și asta e problema. Virusul nu îi așa mare problemă ca prostia noastră de a nu fi în stare de să ascultăm. Și nu mă depășește situația asta, pur și simplu mă depășește. Și am senzația că toți doctorii și toți de acolo lucrează ore în șir pentru noi și noi nu suntem în stare să le facem un mic favor. Mic favor. Ei se riscă, se duc, îi iau pe aia cu virusul, se duc, îi transportă. Cunosc pe cineva care săptămâna viitoare o să trebuiască să meargă la spital, pentru că acolo lucrează, și o să fie pusă pe tura cu cei cu virus. Se expune în primul rând, se expune pe ea și pe familia ei, nu o să se mai poată întoarce acasă, pentru că odată ce ești expus, trebuie să rămâi acolo. Și lumea lucrează pentru noi și pentru prostia noastră și nu mi se pare normal. Adică, bă, dacă ne-au zis clar stați acasă, păi bă, eu ca om trebuie să stau acasă. Dacă am fi fost toți copii de 5 ani, înțelegeam că vrem să mergem afară la joacă. Dar suntem nu suntem copii maturi. Suntem oameni maturi și ar trebui să dăm dovadă de chestia asta, zic eu. Acum tu nu știu ce faci, nu știu ce o să iei, nu știu ce decizie o să iei în urma a ce am zis eu. Dar sincer, și dacă se uită 10 persoane la videoclipul ăsta și măcar una înțelege și respectă ce am zis eu acum, e foarte bine, pentru că am putut să fac ceva. Dar nu mai vreau să văd oameni care iasă în oraș acum, care merg la o cafea, care merg să se dezmorțească în locuri publice. Dezmorțește-te acasă, ia-ți salteaua și fă genoflexiuni și întinderi câte vrei tu. Dar nu te du în locuri publice, stai acasă. Că nu-i greu. Adică nu știu ce o să se aleagă de video ăsta, sincer, dar sper că v-am deschis ochii, măcar la o persoană, măcar la una. Dacă aveți ceva de spus, spuneți-le în comentariile de jos. Dacă v-a plăcut video ăsta și sunteți de acord, dați un like. Și dacă nu, dați dislike, ca să vedem câți oameni sunt de acord cu ce am zis eu. Și câți oameni nu sunt de acord cu ce am zis eu și li se pare o mare porcărie. Și eu nu vă zic altceva decât ce o zis președintele și iar mă repet, ce o zis cei de la ambulanță, medicii care lucrează în continuu zile și zi și noapte, pentru ca oamenii care sunt infectați să nu moară. Și noi, bă, pe mine mă doare aici. Și pe mine nu mă interesează, eu mă duc la o cafeluță, nu știu ce, mă duc să-mi fac unghiile. Stai liniștită că nu o să mor fără unghii frumoase dacă vine virusul peste tine. Că dacă vine virusul peste tine și te prinde cu unghiuțe frumoase, ce? Nu te ajută absolut nimic. O să fii cea mai frumoasă din salon de acolo. Wow! Și mai încă o chestie. M-am uitat pe, nu mai știu, ce story. Și zicea, era Andreea Marin și mai cineva, Măruță, cred că. Și vorbeau despre campania ce a început-o, cred că ea, adică pentru coronavirus. Și era vorba că se donează, adică se poate dona 2 euro prin SMS. Și am zis că de ce nu? Și așa dau bani uneori pe unele chestii, așa că îmi permit să dau și 2 euro pentru chestia asta. Așa că puteți să trimiteți un SMS la 882, dacă nu mă înșel, o să scriu în descriere. Și puteți să trimiteți orice, puteți să trimiteți doar un punct, o inimă, cuvântul donez, orice. Și se donează 2 euro la asociația asta care s-a pornit. Și mi se pare un gest foarte drăguț, 2 euro nu-i mult, e aproape 10 lei. Și eu zic că se merită și se strâng bani frumoși pentru oameni care merită și cred că împreună putem să combatem chestia asta dacă ascultăm ce ni se spune și dacă luăm măsurile de rigoare și dacă învățăm că mersul afară acum și în oraș și la cafeluță nu este prioritatea noastră acum. Deci, așadar și prin urmare. Am senzația că video-ul ăsta a mers mai bine decât celelalte în engleză. Nu știu de ce, e prima oară când fac în română, de fapt știți chestia asta. Cred că pot să vorbesc mult mai cursiv și nu trebuie să-mi gândesc toate
toate cuvintele, ca și cum aș face-o când ar trebui să vorbesc în engleză. Și da, poate aș putea să încep să vorbesc în română, dacă am suportul vostru și dacă vi se pare și vouă că e mai ok. Aștept părerile și comentariile voastre în secțiunea de comentarii mai jos și aveți grijă de voi. Și dacă nu sunteți abonați, ce ciudat e să zic abonați, puteți să o faceți mai jos. Avem 91 de abonați, mai ne trebuie doar 9 ca să pot să fac giveaway-ul. Și da, cam asta a fost, am spus cam tot ce aveam de spus. Sper că v-a plăcut, dacă nu îmi pare rău. Și da, puteți să share-uiți asta la alte persoane care poate merg pe afară și veți le dați cu ceva în cap fără să fie prea direct. Spuneți-i, bă, uite-te la fata asta ce vorbit și vezi dacă are dreptate. Așa, bine, ne vedem data viitoare. Și așteptările voastre puteți să scrieți ori pe Instagram, ori aici. Chiar vreau să știu dacă ar trebui să încep să vorbesc în română sau să continui cu engleza. Vă pup și vă mulțumesc că v-ați uitat!